am niște emoții foarte mari că fac acum primul pas în cariera de profesionist și sper ca pasul ăsta să fie cu bine, să ies învingător pe data de 17 decembrie. Nu știu, eu niciodată n-am avut un game plan de luptă. Eu deodată după luptă, adică prima rundă merge mereu. Game planul se face după prima rundă. Da, și eu sunt mereu pregătit pentru tot. Domnul Vitalik Zakrevski mereu mă motivează în antrenament, lucrează zi de zi cu mine. Mie este ca doilea tată pentru mine. Chiar și în viața de zi cu zi mă ajută, mă supraveghează, mă îndeamnă ce să fac, ce e bine, ce e rău. Și antrenamentul mereu e cu mine, mă ajută să cresc. Pe 17 decembrie vă invit pe toți să veniți să ne susțineți la Futsal Arena. Ciorescu. Pentru cei peste hotare, priviți FEA Fight TV. Bună seara, vreau să vă spun că este o progresare foarte bună pentru asociația FEA, anume că pune accent pe tinerile talente. La ultimele turnee am observat foarte mulți tineri care sunt motivați și suntem îngrezuți chiar și acum la turneul din decembrie. O să arăte toți lupte frumoase și spectaculoase. Și invităm pe toți doritorii, fanii, la cel mai tare turneu al anului. Ultimele lupte foarte bine. Maxim a avut 5 lupte în semiprofesioniști. În ultimii jumătate de an toate a ieșit în câștigător. Da, au fost multe greșeli, mult în câte de lucrat, dar în general este pregătit la 100%. Pentru că astăzi pregătim o luptă frumoasă, azi arătăm un rezultat foarte frumos. Nu poți să pui un plan. Va fi KO, va fi bine. Nu, noi suntem gata de 3-4 lupte runde. Trebuie și 5 facem. Noi suntem gata pentru orice luptă. Maxim din copilărie mai mult bazează pe picioare, dar eu mai mult lucrez pe mânuț cu el ca să-i spunem să facem un balans, ca să fie balansat puțin mâinile și picioarele cam la un nivel. La momentul dat, mâinile foarte bine ajung picioarele. Ne vedem pe 17 decembrie, invităm cât mai mulți spectatori ca să susținem moldovenii. FIA prezintă. Accelerăm și ridicăm miza. Apărarea titlului și centurii light heavyweight. Lupta de titlu în divizia feminină strawweight. Final Four în categoria featherweight, care va determina adversarul actualului campion Stanislav Reniță. Astea și multe altele doar în cadrul turneului FIA Championship Full Drive. 17 decembrie. Invitat special Capoșan. Nurmagomedov, McGregor și Nipi și Nifreac. De la religii, la știință, în mitologia greacă. Planuri de business, smart, începând de mâine. Mergem la sală și la box, dar de-a mult de luni. Bilete la Casa Teatrului Național de Operă și Balet. Bilete online, afișa.md. Info, fia.md. Pay-per-view at fiafights.tv.